Salut, bine v-am găsit sau regăsit la un nou video la mine pe canal. Probabil auziți pe fundal niște melodii de la acelea de leagăn pentru copii, pentru că am spectatorul cu mine, doarme și am zis că doarme el să filmez și eu repede, repede un video. Da, după cum v-ați dat seama și din titlu, astăzi o să vorbim despre Anglia. Mi-a fost tare dor să vorbesc puțin cu voi despre Anglia, pentru că eu, de fapt și de drept, care mă urmărește de la început, așa am început acest canal video cu niște vloguri, cu niște videouri despre Anglia. În acele momente eu trăiam în Marea Britanie și mi s-a părut foarte interesant să împărtășesc cu voi experiența mea de acolo. Între timp m-am sucit, am început și pe alte laturi, dar nu-mi pare rău, dar revin la prima mea dragoste și anume Anglia. Astăzi aș vrea să vorbesc cu voi puțin din experiența mea, pentru că mulți m-ați întrebat cum ai reușit tu în Anglia. Și am zis că hai să fac un video despre asta, că probabil vor fi mai multe persoane interesate să vadă cum se reușește în Anglia și dacă se reușește în Anglia. Da, am un ruj în mână, este rujul de pe buze, să fac și eu ca Sabinuța Rusescu, te pup, Sabi. Înainte de toate să vă spun ce por pe buze, nu era asta în plan, dar o fac acum. Înainte de toate să vă spun ce por pe buze, este un ruj de la L'Oreal, numărul 113 și se numește I Don't. Este rezistent la transfer. Anyway, nu face focus. Da, haideți să vă spun cum am reușit eu în Anglia, pentru că da, cu lipsă de modestie sau cu mândrie sau cu, da, mândria aceea, nu păcatul, ci dorința aceea de nu dorință, cum să spun, plăcerea aceea că da, am reușit în viață, e bine, eu chiar am reușit în Anglia. Și să vă spun care au fost principiile pe care eu m-am bazat pentru a reuși în Anglia. Încă de la început, eu am plecat cu un anumit scop. Deci ce v-aș spune și ce v-aș sugera și vouă este să vă stabiliți un anumit scop. Iar scopul acela să fie ținta voastră, să fie targetul vostru, să fie cam tot pentru ce luptați voi acolo. Adică să vă aveți încă de la început un scop bine stabilit și să vă gândiți că eu voi face toate aceste compromisuri, pentru că da, veți face niște compromisuri, nu de natură urâtă, pentru că eu nu de asta vorbesc. Eu vorbesc de o persoană care vrea să se ducă să muncească serioasă, o persoană serioasă. Nu vorbesc de persoanele care se duc, cine știe cum fac ei bani acolo. Eu vorbesc de o persoană care într-adevăr vrea să muncească și cum să reușească acolo. În primul rând, ce am făcut eu? Eu mi-am stabilit un target, eu mi-am stabilit un scop și am făcut tot posibilul ca să-mi îndeplinesc acel scop. Am muncit cât am putut eu de mult, am muncit cât am putut eu de bine, am fost cât se poate de serioasă, pentru că da, și seriozitatea este unul dintre cele mai importante atuuri pe care trebuie să le aveți dacă vreți să munciți în Marea Britanie. Trebuie să fii o persoană serioasă. Cum spunea cineva într-un alt video, nu mai țin minte cine, spunea că în Anglia dacă vrei să reușești nu merge cu ciupeala, adică să te duci să furi, să înșeri, să minți, pentru că mai devreme sau mai târziu toate lucrurile astea se vor întoarce împotriva ta. Așa că cel mai bine, dacă vrei să te duci să muncești în Anglia, trebuie să fii o persoană serioasă. Și înainte de toate vreau să vă spun că în Anglia se reușește fie dacă știi să vorbești engleză, fie dacă nu știi să vorbești engleză. Dar despre asta o să vreau să vorbesc într-un alt video, o să vă explic clar care sunt joburile sau locurile unde trebuie să vă duceți dacă nu știi să vorbiți engleză pentru a reuși în Anglia. Deci, haide să ne întoarcem iarăși, că na, vreau să spun foarte multe lucruri, mi este teamă ca spectatorul meu să nu se trezească. În primul rând trebuie să fii serios și să-ți stabilești un țel, exact așa cum am spus mai devreme. Asta s-a întâmplat în cazul meu și a funcționat foarte bine. Eu nu am venit în Anglia nici să încerc să păcălesc pe cineva, nici să încerc să fur de la cineva, nici să fac lucruri care sunt nedemne de mine. Pur și simplu, prin cunoștințele mele de limba engleză, am încercat să îmi găsesc un job. Așa mi-am găsit primul job ca și receptionist la un hotel.
Și mi-am dat toată silința să... De fapt, am încercat să fac totul, dar absolut totul, din punct de vedere profesional, ca să fie bine și șefii mei să fie mulțumiți de mine. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez este faptul că în Anglia, dacă vrei să reușești, trebuie să muncești foarte mult. Știu că veți spune, a, dar și în România muncim foarte mult și că nu suntem apreciați, nu reușim să strângem bani, nu reușim să facem absolut nimic. Aș vrea ca... În momentul în care vorbim de o altă țară, să ne oprim în a face comparații cu România, pentru că sunt două lucruri total diferite. Anglia este Anglia, România este România. În Anglia, dacă muncești foarte mult, muncești foarte multe ore, pentru că majoritatea oamenilor sunt plătiți la oră, așa am fost și eu plătită înainte de a avea contract, am fost plătită la oră și munceam foarte mult, munceam foarte multe ore, munceam, eu nu aveam sâmbătă, nu aveam duminică, de multe ori începeam dimineața la 7, terminam la 3, mă întorceam înapoi la 6 până la final, adică erau ture de 14-15 ore, odată am rămas chiar și 18 ore la muncă pentru că am început dimineața la 8 și nu mai știu când am terminat noaptea. În fine, acesta este un alt lucru pe care voi trebuie să îl faceți, să vă pregătiți cu toate armele voastre să munciți foarte mult. Pentru că în momentul în care tu muncești foarte mult, în Anglia nu există relația de pile sau să intervine cineva pentru tine. Muncești foarte mult, câștigi și bani foarte mulți și acum depinde și cu cât ești plătit pe oră și avansezi și foarte repede. Așa că un alt lucru, nu uitați, când veniți aici trebuie să vă înarmați cu foarte, foarte multă putere și fizică și, cât și psihică, pentru că vă așteaptă o muncă foarte, foarte grea. Un alt lucru și cred că este un element foarte, foarte important, în momentul în care vii în Anglia, trebuie să te gândești la scopul tău și să fii foarte chipzuit, să fii foarte econom. Pentru că, acum, uite, de exemplu, eu locuiesc în România de la sfârșitul lui octombrie și mi-am făcut așa o părere. În Anglia, când am ajuns, pentru prima dată mi s-a părut wow, pentru că prețurile sunt aproape ca și în România. Unele dintre ele mai ridicate, altele mai scăzute, dar în mare se învârt pe acolo. Ce v-aș sfătui eu pe voi să faceți când ajungeți în Anglia? Să încercați să deveniți din ce în ce mai economi, mai chipzuiți, să nu mai aruncați banii pe toate prostiile, să nu încercați să spuneți, a, am venit aici, trebuie să încerc, trebuie să mănânc și aia și aia și aia și aia. La început, dacă vrei să reușești, trebuie să renunți la micile sau marile plăceri ale tale, să nu mai faci prostia care ai făcut-o în România. Pentru că în România toată lumea spune că toți banii se duc pe mâncare. Nu încercați să faci asta și în Marea Britanie. Aici avem șansa ca să fim hrăniți la muncă dacă lucrați în ospitalitate. Nu știu ce lege este la ei, că trebuie, dacă lucrezi mai mult de 7 ore, trebuie să fii hrăniți de către companie. Așa că ce v-aș sfătui eu și ce am făcut și eu, și să știți că mie mi-a prins foarte bine, am devenit foarte economă. Ei, ca și nație, ca și popor, sunt niște oameni care au foarte mare grijă de bugetul lor, au foarte mare grijă de cheltuielile lor, de cumpărăturile lor. Adică ei, de exemplu, nu pun preț pe îmbrăcăminte așa cum punem noi românii, ceea ce este foarte ok pentru ei. La ei nimeni nu o să zică, vai de mine, dar n-ai șosetele asortate cu cravata sau nu ai pantofii asortați cu geanta. Nu, la ei contează foarte mult că la sfârșitul lunii au pus niște bani deoparte și nu interesează pe ei că nu au venit asortați la muncă. Aici facem așa o paranteză pentru că știu că în România se pune foarte mult preț pe cum arată omul, cum se îmbracă, cum se poartă vestimentar și nu se pune foarte mult accent pe cât este de econom, cât este de chipzuit. Din contră, în România dacă cineva nu-și cumpără nu știu ce, ai zgârcit. Dar nimeni nu gândește, uite ce, sau probabil este un procent foarte mic dintre oamenii care spun, uitați ce chipzuită este X sau Y pentru că își pune bani deoparte. Altceva ce aș vrea să vă spun că a funcționat la mine a fost faptul că în momentul în care eu am venit în România, nu am încercat să epatez cu nimic.
De obicei, și vă spun asta iarăși din experiență, nu, haideți să încep altfel. Cunosc foarte multe persoane care au fost plecați și sunt în continuare, fie în Italia, Franța, Spania, Germania, Anglia chiar. Când veneau în România, obișnuiau să vină cu câte o mașină sau să-și cumpere prima dată o mașină, o mașină puternică, o mașină străină, o mașină nouă, să-și cumpere bărbații haine, parfumuri, femeile ceasuri, femeile la fel, adică oamenii aceștia încercau să-și cumpere foarte multe lucruri, încercau să schimbe oarecum imaginea și să lase în urma lor chestia aia gen s-a ajuns sau gata, nu mai e ce a fost, bravo lui că așa gândeau ei, bravo lui că uite s-a ridicat sau bravo lui sau bravo ei că uite acum are și el sau el, mă rog, înțelege ce vreau să spun. Sfatul meu care este? Nu trebuie să arătați nimănui nimic. Nu trebuie să vă cumpărați imaginea sau să afișați o altă imagine. În momentul în care tu devii un om bogat sau îți atingi scopurile, deja îți dai seama că ceea ce spun alții sau cum te văd alții pe tine este egal cu zero. Cel mai important pentru tine este faptul că tu ți-ai îndeplinit obiectivele. Acesta este sfatul meu, să încercați să nu vă schimbați imaginea doar pentru că vor alții sau că așteaptă alții de la voi chestia asta și nici măcar voi să nu vă simțiți bine făcând lucrurile astea. Lăsați-i pe alții să vadă, într-adevăr, dacă vreți ca alții să vadă cum sau unde ați ajuns voi, lăsați-i pe ei să vadă și nu încercați voi să le arătați vouă. Este mult mai important să fii modest ca om ajuns și este urât să fii cu nasul pe sus fiind neajuns, ceva de genul. Deci aș vrea să spun că este mult mai important în momentul în care ești un om bogat să fii modest decât și atât. Altceva ce aș vrea eu să vă mai spun este faptul că trebuie să ai o ordine în lucruri. În momentul în care am spus că trebuie să stabilești un țel sau o țintă, nu am spus că trebuie să fie doar una. Eu am vorbit la modul general și îmi pare rău că nu am subliniat asta încă de la începutul videoului. Când te duci într-o țară străină și muncești și ai de gând să stai mai mult timp pentru a te ambiționa și mai tare, asta, repet, a funcționat în cazul meu, eu mi-am pus pe wishlist, să zic așa, mai multe lucruri. Unele s-au îndeplinit, altele nu s-au îndeplinit, deci asta înseamnă că trebuie să muncești și mai mult ca să le îndeplinesc pe toate. Dar asta nu înseamnă că pe mine mă poate opri cineva să-mi stabilesc alte țeluri. Din contră, eu îmi pun cât mai multe acolo ca să mă determine pe mine ca și persoană să muncesc și mai mult, și mai mult, ca să pot să le realizez pe toate. Asta ce înseamnă? Că noi trebuie să avem niște priorități în viață. În momentul în care ne stabilim mai mult de un scop, să zicem că ne stabilim 4-5 scopuri pe care noi vrem să le atingem, noi trebuie să ne stabilim și niște priorități. În momentul în care tu ți-ai stabilit 5 lucruri, este clar că nu poți să le faci pe toate deodată. Așa că v-aș sfătui ce a funcționat la mine să le puneți ca pe un clasament. Locul 1, locul 2, locul 3, locul 4, locul 5, câte idealuri aveți în viață, atâtea clasamente să faceți. Și să munciți prin prioritizare. Deci eu asta am făcut și pentru mine a funcționat foarte, foarte ok. Adică am zis, băi, vreau să-mi cumpăr, ce vreau să-mi cumpăr? Vreau să-mi cumpăr o casă, vreau să-mi cumpăr o mașină, vreau să-mi schimb laptopul, vreau să-mi schimb telefonul și le-am luat prin eliminare. Pentru că automat nu puteam să le fac pe toate deodată. Și am stat așa și m-am gândit, ce este mai important, să muncesc acum pentru casă sau să muncesc pentru un telefon? Și probabil voi toți veți spune automat pentru casă. Ei, uite, în mintea mea a fost așa. Nu, voi munci acum pentru telefon pentru că pentru a munci pentru casă îmi ia mult mai mulți ani. Așa că dacă eu aș munci direct pentru casă, nu aș mai avea celelalte obiective îndeplinite și aș fi o frustrată și aș sta și m-aș gândi așa. Băi, nene, din câte obiective mi-am făcut, din câte obiective mi-am stabilit, nu am reușit să îndeplinesc nici măcar unul. De ce? Pentru că stau și m-am împiedicat de
acest obiectiv, care da, într-adevăr, este un obiectiv bun, frumos, este un obiectiv măreț, dar ar trebui să ne gândim și la psihicul nostru, pentru că dacă într-adevăr tu încerci să îți stabilești aceste obiective și vrei să atingi aceste obiective mărețe, s-ar putea să decazi pentru că vei fi deznădăjduit, vei fi supărat, vei fi frustrat pentru că nu ai reușit să îndeplinești nimic și stai să te gândești că muncești atâta timp, că pierzi atâtea ore la muncă, te mai gândești și că ai renunțat la foarte multe din plăcerile vieții pentru a realiza ceva și când vezi că nu se concretizează nimic, atunci îți dai seama că undeva greșești. Și asta era și eu să fac, însă m-am gândit să îmi stabilesc niște priorități pentru a nu fi dezamăgită și a nu deveni frustrată. Un alt lucru pe care eu aș vrea să vi-l menționez este faptul că trebuie să vă schimbați stilul de viață. Trebuie să vă schimbați atât mentalitatea, cât și modul de comportament vis-a-vis de voi înșivă și de ceilalți. Trebuie să vă schimbați stilul de viață. Dacă în România obișnuia să vă duceți să petreceți, să mâncați în oraș, să fumați, să beți, să vă duceți prin cluburi, să vă duceți la lăutari, să aruncați cu banii și așa mai departe. Ei, vreau să vă spun că în Anglia lucrurile nu stau așa. Acolo, da, într-adevăr, oamenii se duc, beau, beau chiar foarte mult, dar să știți că eu, dacă aș spune așa un procent, să zic că am 2% din persoanele pe care eu le-am întâlnit s-au împrumutat de bani să facă lucrurile astea sau au rămas fără bani în buzunar pentru a face lucrurile astea. De obicei, ei sunt foarte, dar foarte, foarte chipzuiți, cum am spus și mai devreme, iar asta ar trebui să ne insufle și nouă, persoanelor care emigrăm în Marea Britanie. Trebuie să ne schimbăm ritmul de viață și să, exact cum am spus mai devreme, să ne prioritizăm lucrurile și să ne gândim că a ieși în oraș, a mânca în oraș sau a da bani la lăutari sau mai știu eu ce alte lucruri se fac în România, nu sunt demne de o persoană care vrea să succeed in life sau de o persoană care vrea să reușească în viață. Așa că haideți să luăm exemplul lor, pentru că sunt, într-adevăr, au și plusurile și minusurile lor, însă pe de această parte referitor la arta de a reuși în viață sau la cum să reușești în viață sau cum să devii un alt om, să știți că ei sunt niște oameni de la care chiar aveți ce învăța. Iar aici sunt convinsă că foarte multe guri mă vor contrazice și vor spune a, nu, că sunt niște bețivi, că ele sunt niște bețive, că sunt niște jegoși, că sunt... Da, eu am mai făcut un video pe chestia asta și am spus lucrurile care m-au șocat la britanici, însă, referitor la educație financiară și la stil de viață, să știți că, da, într-adevăr, avem foarte, foarte multe lucruri de învățat de la britanici. Încă o dată vreau să vă repet că acestea sunt lucrurile care au funcționat pentru mine. Asta nu înseamnă că vor funcționa pentru fiecare dintre voi. Poate pentru unii vor fi ok, poate pentru alții nu vor fi ok. Dacă trăiești în Marea Britanie și ai și o poveste de viață, nu ezita să îmi scrii, am adresa de e-mail în descrierea videoclipului sau dacă ai, nu știu, anumite comentarii sau ai anumite păreri sau ai alte opinii sau ți s-a întâmplat altceva ție, nu ezita să-mi lași un comentariu în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine, sper că aceste informații care pe mine m-au ajutat să vă ajute și pe voi. Ajutați-mă cu un like la acest videoclip, nu uitați să vă abonați aici, în partea de jos trebuie doar să dați un click pe subscribe și până când ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi!